Albailienii pensionari sau aflați la vârsta pensionării beneficiază de gratuitate pentru transportul în comun pe raza municipiului Reședință de Județ. Consiliul Local Alba Iulia a aprobat astăzi în unanimitate această facilitate pentru persoanele de vârsta a treia. Proiectul de lege aprobat astăzi continuă, practic, contractul încetat recent între administrația locală și operatorul de transport. După aproximativ o jumătate de oră de dezbateri pe tema clarificării unui anumit pasaj de text, proiectul a trecut în unanimitate. Este un proiect clar, se continuă această acordare de facilități celor care sunt pensionari din municipiul Alba Iulia sau au vârsta de pensionare. A trebuit să renoim contractul pe care acum îl avem cu AIDA și înainte era doar cu STP Alba, acum având contractul cu AIDA. A fost nevoie de unele clarificări pe tema textului de proiect. Despre ce a fost vorba? Era o inversare de trei cuvinte care, observație pertinentă, de fapt, venită din partea unui consilier. Am convenit cu toții ca să schimbăm acele cuvinte și să dăm sensul exact al ceea ce vrea să prevadă această hotărâre de Consiliul Local. În rest, nicio problemă, ați văzut, hotărârea a fost votată în unanimitate. Fiecare dintre noi, dincolo de culoarea politică, a înțeles utilitatea și importanța acestei hotărâri pentru pensionarii și cei care au vârsta de pensionare din municipiul Alba Iulia. E un pas înainte și prin acordarea acelui card prin care vom contoriza mai exact transportul în municipiu făcut de persoanele în cauză. Pensionarii albaiulieni sau concitadinii de vârsta pensionării vor putea circula gratuit pe toate traseele asigurate de Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia. Cetățeanul trebuie să se prezinte la tonetele expuse de Societatea de Transport Public în punctele din centrul orașului sau de pe tot arealul AIDA, cu buletinul și cuponul de pensie. Sau care nu au cupon de pensie și au vârsta standard de pensionare, vin cu buletinul și li se emite un card cu care, atunci când se vor urca în mijlocul de transport în comun, îl vor scana. 25 de linii va acoperi Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, cel mai lung traseu fiind pe ruta Alba Iulia între Galde. Valoarea abonamentelor lunare este cuprinsă între 60 de lei pentru Alba Iulia și 250 de lei pentru ruta Alba Iulia între Galde. Posesorul unui abonament pe acest traseu va putea folosi abonamentul pe toate celelalte linii acoperite de operatorul de transport.